He hit the roads and never came back. He had a woman so old and mean that she really never understood him. He said, woman, I'll be back on my feet someday, but she
Good afternoon, dear Zip House community, dear guests. Bună după amiază. Asistenția USAID, Universitatea Tehnică a Moldovei și alții. Suntem încântați să începem cea de-a șasea ediție, cel mai informativ eveniment dedicat lumii fashion în Moldova. Titlul de anul trecut sunt frontiere noi ale fashionului, sustenabilitatea și lumea virtuală. Eu mă numesc Carolina Tolgara, sunt director executiv al Zip House, centru de excelență în tehnologie și design, găzduit de Universitatea Tehnică a Moldovei, parteneri cu Apius și Asociația Industriei Textile. Oferim know-how, relaționare, acces la tehnologii pentru industria ușoară din Moldova. Dragi participanți, pentru asigurarea unei bune ședințe, vă rugăm să alegeți limba potrivită din panoul mai jos și acum aș vrea să salut oaspeții noștri speciali. USAID a sprijinit industria modei și textilelor în Moldova din 2012 cu diferite programe, cu accent pe dezvoltarea economică și dezvoltarea pieței. Suntem onorați să-i spunem bună venită astăzi partenerilor noștri prezenți online, reprezentați de Scott Hochlander, director misiunii USAID Moldova. Welcome to the 6th annual Moldova in Fashion Conference, organized by the Zip House Fashion Hub. This annual event brings together local businesses and international experts to share best practices and future scenarios for light industry development based on innovation and sustainability. USAID has supported the development and competitiveness of the local fashion industry for more than 15 years. Over time, the industry has grown tremendously in production and export value, and productivity and efficiency improvements. We've witnessed the shaping of local brands and the launching of a dynamic young fashion designers and startups. However, the COVID-19 pandemic's impact on the supply chain of raw materials has severely affected the Moldovan light industry and created a decline in distribution and sales, leading to a drop in exports. Currently, the COVID-19 outbreak and its economic effects are the biggest challenges the light industry faces, while digitalization brings the biggest opportunities. Changes in consumers' preferences have also highlighted the need to implement more eco-friendly and responsible ways of working in all links of the value chain. Thus, sustainability and digitalization are becoming a new paradigm for the fashion industry and must be considered to remain competitive. The pandemic is pushing the fashion sector to adopt new digital technologies involving virtual design, digital marketing, and meeting new consumer trends. With the availability of 3D software, brands can develop more creative and innovative projects and increase volume and virtual prototyping. Understanding this, USAID, in partnership with Zip House and the Technical University of Moldova, has recently supported the training of trainers willing to embrace the latest technology of 3D prototyping. Thank you for participating in this important conference. By working together and sharing experience and innovative techniques, we can help increase the competitiveness of the fashion industry and make it more sustainable, digitally agile, and profitable. Thank you for all your support for Zip. Vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat pentru Zip House. Și acum, haideți să vedem una din gazdele acestei conferințe naționale, Daniela Pojar, șef Direcția Management și Economie și Finanțe de la Universitatea Tehnică din Moldova. Daniela, ai cuvântul. Daniela, sunteți cu noi? Bine, cred că să așteptăm câteva minute, dar vom continua, bineînțeles. Bine, la fel, știm că industria
modei are un impact grav asupra mediului. Toate acestea sunt soluții și alternative pentru a atenua aceste probleme. Primul pas este mânerea conștientizării și dorința de a se schimba. Ținând cont de astea, platforma Zip House aduce împreună profesori, mediu academic, studenți, designeri tineri, companii, ca împreună să împărtășească experiență, practică, cu unii din cei mai buni speaker internaționali. Și aș vrea să spunem bun venit primului oaspete al conferinței, Stella Ish. Stella Reon este sculptor, artist vizual și expert în modă, născută în Rusia, crescută în Marea Britanie. Stella a fost în Moldova de 3-4 ori și are experiența minunată de lucru cu brandurile noastre de fashion. Bună, Stella, suntem bucuroși să te vedem. Bună tuturor! Can you hear me? Mă puteți auzi? Da. Întâi de toate aș vrea să spun că sunt foarte recunoscătoare și onorată să fac parte din această conferință și să deschid, de fapt, această conferință. În ultimii 20 de ani, eu activez în calitate de stylist de fashion și director creativ. Înainte în Rusia și acum în Londra și internațional și de fapt și predau mai multe instituții și am sunt foarte interesată de astfel de subiecte precum durabilitatea și ce se întâmplă în partea tehnologică a industriei fashion. La fel, aceasta e a doua cariera mea, este sculptură și studiez la masterat la Colegiul Regal de Arte și astăzi aș vrea să încep prezentarea mea. O clipă, să partajez ecranul la un astfel de subiect. O clipă. Yes, sorry, I just wanted to set my alarm. Scuze, vreau să-mi setez o alarmă ca să nu întârzi, am doar 20 minute la dispoziție. Și bine, subiectul meu pentru astăzi sunt tendințe inovative în modă. Și mă gândeam care ar fi cea mai bună opțiune pentru noi ca să parcurgem această prezentare, deoarece, evident, avem doar 20 minute la dispoziție și mă gândeam că avem opțiunea unu, fie să ne aprofundăm în câteva tendințe, a doua ar fi să observăm totul ce se întâmplă și eu am să vă ofer pe această oportunitate sau această opțiune alternativă să vă faceți seama pentru acasă. De aceea am inclus anumite nume și link-uri în prezentarea mea, așa că oricine este interesat să se aprofundeze la unele din aceste subiecte sau în toate aceste subiecte, vă rog să contactați pe cei de la Zip House și ei vor partaja cu dumneavoastră această prezentare. De asemenea, dacă aveți întrebări pe care doriți să le discutăm cu întotdeauna, de asemenea pot să vă ofer adresa mea de e-mail și putem să discutăm personal. Întâi de toate aș vrea să spun că, desigur, noi toți cunoaștem cât de mult industria modei a fost afectată de COVID. Și astăzi aș vrea să accentuez că avem 5 tendințe principale care se întâmplă și întâi de toate aș vrea să le menționez pe toate, după care o să ne aprofundăm în fiecare de aceste tendințe. Prima tendință este că suntem conduși de date și de-a doua e că tendința digitală, a treia, evident, este tendința sustenabilității, a patra, este tendința de simplificare și a cincea, este tendința de modă la solicitare. Evident, noi toți cunoaștem că în prezent designerii nu pot să-și permită luxul ca producerea tot ce vrem să producem. Întâi de toate pentru că acest lucru nu este durabil, în doilea rând,
evident din cauza faptului că și în chiar profitul e cam dubioasă idee. Deci libertatea absolută s-a terminat cu așa astăzi, brandurile de modă și designerii independenți merg în direcția de crearea practicilor creative și afacerilor pe date. În esență, brandurile utilizează datele pentru a înțelege preferințele clienților, pentru a monitoriza comportamentul lor de achiziție, pentru a le satisface necesitățile. De fapt, e o tendință genială, deoarece ne permite să fim mai durabili, să fim mai conștienți legătură cu planeta noastră. De asemenea, știm că, din păcate, moda este unul din domeniile prin care dăunăm planetei, cel puțin în prezent. Și, în al doilea rând, dacă designerii au utilizat strategia de a determina actul pe baza datelor, asta ar avea un impact enorm asupra afacerilor lor, deoarece asta ar avea impact asupra producției și, evident, asupra profiturilor. Aici ar vrea să vorbesc despre aș vrea să vorbesc aici despre blockchain-ul în modă. Adică cine este interesat de inovațiile încearcă să acapareze puterea blockchain-ului. La fel ca cum internetul a schimbat lumea cum o știm, tehnologiile blockchain au schimbat vânzările și inclusiv în vânzări. Desigur, asta e legat și de transparență. A doua, partea la care aș vrea să trageți atenție, sunt aplicațiile de rating al modei, care din nou legat de tehnologie, dar mai mult legat de sustenabilitate. Din nou, aici am indicat niște link-uri, principalele denumiri, puteți să le încercați pe toate și dacă doriți, din nou, după cum am spus la început, pot să partajez prezentarea mea cu dumneavoastră și puteți în cercetările de acasă să vă aprofundați la acest subiect. Aceste lucruri oferă țin etic pentru sute și mii de branduri și de asemenea are impact asupra oamenilor, se bazează pe impactul brandurilor asupra persoanelor, animalelor și planetei. Sistemul face o agregare a standardelor, certificatelor și datelor disponibile. O a doua mare tendință este să fim sustenabili și evident că nu cred că putem lucra în domeniul modei fără să fim conștienți faptul că trebuie să fim sustenabili. Aici avem cele mai multe materiale despre care să vorbim și asta e logic, deoarece e una din cele mai mari îngrijorări în modă. Deci, dacă să vorbim despre programul de modă circulară, am o diagramă aici, din nou, acasă, ați putea să studiați, să știți mai mult despre asta. Dar BAX a creat un software pe bază de cloud care interconectează designul circular cu modelele de retail circulare și tehnologiile de recycling, de reciclare cu ciclu închis. Sistemul permite brandurilor să proiecteze, să vândă și să recicleze articole de îmbrăcăminte în model circular cu deșeuri și poluare minimă. De asemenea, haideți să vedem diferite tehnologii și progresul care este obținut în producere și aș vrea să, de fapt, să atrag atenția la câteva inovații în ce privește stofele. Prima e o stofă făcută din alge. Algenit e o companie care produce textile și fibre dintr-o specie de alge marine. Procesul de extruzie transformă combinațiile de biopolimer într-un fir pe bază de care poate fi împletit sau tipărit în 3D pentru a minimiza deșeurile. Al doilea tip la care vreau să atrag atenția sunt textilele din copaci. Capoc e un arbore care crește natural fără utilizare pesticidelor și insecticidelor. Flocus e o companie care a proiectat o tehnologie nouă pentru a extrage fibre, umpluturi și stofă din astfel de arbori.
Vom reveni la slide-ul ăsta un pic mai târziu. Piele din mere. Aceeași istorie cu deșeurile și cum am putea utiliza deșeurile în mod diferit. Pectina din mere este un produs de deșeuri care deșeuri aruncate respectiv au fost create din pectină de mere, pungi, materiale foarte durabile. Fibre din portocale. Fibra de portocală este extrasă din celuloză găsită în portocale aruncate în timpul presării și procesării industriale. Și când este utilizată în forma sa cea mai pură, cele textile de citrus 100% au, sunt moi și mătăsoase, ușoare și pot fi opace sau lucitoare în funcție de necesitățile producerii. Stofe create în laborator. Din nou, vorbim aici despre piele. Tehnologia a ajuns în momentul în care noi putem reprograma autoasamblarea moleculelor de colagen în laborator și să creăm stofe care seamănă cu piele. Stofa de următoare generație oferă o alternativă mai eficientă și mai sustenabilă pentru piele, fără a dăuna animalelor. Aici aș vrea să atrag atenția dumneavoastră la două companii, Modern Meadow și Provenance. Deci, un subiect mare în industria modei acum sunt fibrele Bolt pentru creșterea materialelor durabile, astfel încât ciuperca de piele, mai nu știm că pielea este utilizată pe larg pe tot globul, dar crearea unui material care consumă mult carbon, inclusiv chimice toxice. De aceea, compania Boldfreds a creat Milo, o stofă care pare ca pielea de animal, dar e făcut din miceliul ciupercilor. În 2020, Adidas, Stella McCartney, Kering, compania Mama Gucci, au fost de acord să investească sume de 7 cifre în Milo. Și aici, pe dreapta, în imagine, puteți să vedeți un exemplu de îmbrăcăminte creat din astfel de stofă, din colecția Stella McCartney. Împreună ei vor să crească lanțuri de aprovizionare pentru piele care să fie accesibile. Este una din cele mai mari evoluții în dezvoltarea business-urilor în domeniul biomaterialelor. Și acum aș vrea să revin, iată, la acest slide care îmi pare genial. Un program de recompense pentru purtarea hainelor a fost elaborat, lansat de Tommy Hilfiger vara trecută, Tommy Jeans Explorer. Noi toți știm că problema durabilității în modă nu e legată doar de producere, dar și de modul de consum și că majoritatea clienților la moment, deoarece sunt atât de alentați de diferite alegeri în modul, de regulă poartă hainele doar de câteva ori și după care le aruncă la gunoi. De aceea, prin acest sistem, implică o etichetă inteligentă, cum o puteți vedea pe ecran, și de fiecare dată când clientul o poartă această haină, care a fost cumpărat de la Tommy Hilfiger din magazin, acest lucru se înregistrează și când ajungi la un anumit punctaj, primești anumite recompense, precum bilete la teatru sau posibilitatea de a merge la show-uri de modă sau alte lucruri plăcute. Adică, evident, e legat de conștientizarea cât de importantă este sustenabilitatea și durata utilizării. Poliester biodegradabil. Aici puteți să vedeți o altă diagramă. Mango Materials este o companie inovativă care produce biopoliester, o formă de poliester biodegradabil. Acest material poate fi biodegradat în multe medii, inclusiv în gunoiești, stații de depurare a apei uzate și în oceane. Renewcell.
aici discutăm despre Suedia. Noi știm toți că Suedia este cea mai, are cea mai mare companie care face cercetări în domeniul sustenabilității în modă și acest startup suedez, RenewCell, vrea să recicleze hainele ca să poată fi reciclate și să fie transformate în material nou, circuloză, care să poată fi utilizată pentru a înlocui fibrele de bază, pe bază lemnoasă, ca viscoza, leocel. Anul trecut, în 2020, ei au colaborat cu H&M și au creat o rochie care, în proporție de 40%, era creată din circuloză, demonstrând că fibrele reciclate în punct de vedere chimic pot fi utilizate în articole la scară mare. Din nou, vedeți aici adresa web dacă doriți să studiați mai detaliat. Poftim! Filtrarea microfibrelor. Cred că asta e o altă idee legată de... care e bine cunoscută și o întrebare mare la moment. Sunt microfibrele. Și aici vorbim de o companie precum Planet Care. Ei au elaborat acest filtru de microfibre care poate fi integrat în mașinile de spălat. De fapt, ele pot prinde aceste elemente microplastice înainte că ele să ajungă în apa uzată. Din nou, puteți studia mai multe pe pagina lor. Ambalarea bio. Evident, ăsta e un alt subiect mare, ambalare. Paptic este o companie care produce ambalaje alternative pe bază biologică făcute din lemn. Acest material are proprietăți similare hârtiei și plasticului utilizat în sectorul de vânzări retail, dar acest material este foarte mai rezistent ca hârtie și poate fi reciclat în plenul cu cartonul. Din nou, am inclus aici pagina web pentru informații suplimentare. Evident, avem și materialele nanotehnologice. Am o diagramă aici pe care o puteți studia în mod independent. Nanotextilele reprezintă o alternă sustenabilă pentru utilizarea substanțelor chimice, pentru a da finisare făpușilor. Și tehnologia nanotextile poate fi utilizată într-o gamă largă de produse, precum finisaje antibacteriale sau antimiros sau rezistență la apă. Următoarea tendință e cea digitală. Una destul de evidentă, pentru că trăim într-o lume digitală astăzi. Aici aș vrea să atragem atenție la astfel de noțiuni, precum influenceri virtuali, care pe de o parte, dacă ne gândim, sunt un pic bizar, dar e un concept destul de reușit, pentru că cifre care le puteți vedea aici, a fost creat în Munich și acest profil, acest personaj are deja 300.000 de urmărători pe followers și colaborează cu nume mari din modă, precum Dior, Versace și Swarovski. Și de asemenea apare în publicitate de produs. Defileuri digitale. Desigur că e destul de clar că acest fenomen se întâmplă în rezultatul situației legate de COVID, care a afectat toată lumea de pe pământ, adică de la săptămâna modei din Tokyo, asta s-a răspândit tot mai mult și puteți să vedeți în fotografie cum a fost desfășurat săptămâna și la moment în săptămâna, adică în Londra tot, de exemplu, se planifică astfel de defileuri online. Și showroom-urile designerilor la săptămâna modinilor sunt digitalizate acum. Și haine virtuale. Cred că este un lucru destul de interesant. Fiind stilist, eu mă întreb pe mine
când se va întâmpla acel moment când această profesie va muri pentru că tehnologia va lua rolul și se pare că mergem tot mai departe în această direcție. Evident, eu continuu să cred că astfel de aspecte precum conexiunea personală și schimbul de emoții întotdeauna vor fi destul de importante, dar din nou ce va rezista la scara mai mare. Și aici vorbim despre un startup din Marea Britanie care se numește Super Personal, care elaborează o aplicație care permite utilizatorilor să testeze hainele virtual. De fapt, pui în aplicație informații despre gen, înălțime și greutate. Aplicația înregistrează aceste detalii utilizând mișcările de cap ale utilizatorului și această aplicație a fost pilotată la London Fashion Show în februarie și puteți studiați mai mult despre această personală, dacă vreți să o utilizați. Pe asta aș lăsa-o pentru studii personale, dacă doriți. Aș vrea să vorbesc despre roboții care împletesc, adică Scalable Garment Technology a creat o mașină de tricotare robot legată de softuri de modelare 3D, poate crea articole tricotate fără cusături. Și desigur, designerii și stiliștii de inteligență artificială, din nou aceeași întrebare, dacă stiliștii personali vor supraviețui în viitor sau nu? Algoritmii moderni sunt tot mai puternici, adaptivi și versatili. Evident, există multe servicii noi care sunt elaborate la moment. Și Intel Style de la Londra a lansat un stilist de inteligență artificială care poate lucra cu retaileri și cu clienți. În esență, toate recomandările de stil și aspect în funcție de tip al corpului, păr, culoarea ochilor și tonalitatea pielii. Acest stilist poate accesa de pe orice dispozitiv și permite cumpărătorilor o trecere foarte lină, netedă de la cumpărăturile offline la cumpărăturile online. Simplificarea este tendința numărul 4. Din nou, această tendință a fost stimulată de timpurile COVID. Pe de o parte, era destul de clar că clienții, de fapt, stând acasă, au profitat de oportunitate ca să analizeze cât de confortabil e, de câte haine au nevoie, cât de mult cheltuie. Și la nivel de sortiment, designerii au început să se gândească ce fel de confort ar vrea să demonstreze în colecțiile lor și astfel vorbim nu doar de stil ca aspect vizual, dar și simplificare ca colecții. Și sper, sau mă gândesc că înainte erau unele branduri aveau 8 colecții pe an și acum multe companii revin la producerea unei doar 2 colecții pe an. Așa cum era de obicei. Deja mi-am atins cele 20 de minute, dar aș vrea să vorbesc un pic despre ultimul trend și anume modă la solicitare și două aspecte ale acestui fapt ca piață, că chiria pieței este o tendință mare în lume, când unele companii oferă clienților nu să cumpere haine, dar să le ia în chirie și să le întoarcă. E un model de afaceri destul de nou, vorbind de Londra. Recent, Marks & Spencer au anunțat un sistem similar și asta a fost o mare noutate. Și modă sustenabilă printată la 3D. Acum putem face printare la 3D cu materiale destul de avansate. Și ultima tendință, modă la cerere, e un trend nou. De fapt, multe companii și branduri vor lucra cu astfel de sisteme, nu mai produc colecții, ci fac analize a necesităților clienților și revenim la prima tendință aici, că activitatea lor e determinată de date, de datele colectate și astfel creează colecții în funcție de cererea clienților.
De exemplu, compania Share Clove de la New York contribuie la branduri la solicitare prin digitalizarea stilurilor, creează mostre de 3D a unor articole de îmbrăcăminte și corpuri 3D ale clienților, care permite retailerilor să placeze comenzile înainte de a produce produsele. Acum îmi expiră timpul și aș vrea să închei prezentarea mea cu acest slide. Știu că nu avem oportunitatea să adresăm întrebări aici, dar după cum am spus la începutul prezentării mele, dacă aveți întrebări sau dacă doriți să primiți această prezentare, ca să vorbim mai mult despre aceste tendințe și companii, voi fi foarte bucuroasă să iau legătură cu cine din dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Îți mulțumim, Stella, pentru prezentare. Aș vrea acum să o invit pe Anastasia Pistofiu, care e expert fabricare digitală și practician în domeniul textilelor. Educatoria. Anastasia face parte din Pablo Barcelona și din 2019 a fost cofondator al laboratorului textile care se axează pe Couture digital în surse deschise. Poftim, Anastasia, ai cuvântul. Bună, bună după amiază. Sunt foarte bucuroasă să fiu cu dumneavoastră aici. Vă mulțumesc pentru invitație la această conferință. Sper că puteți să mă auziți bine și sunt foarte bucuroasă să încep să colaborez cu dumneavoastră, de aceea știm că devenim tot mai conectați internațional și suntem aici în conferință fără a trebui să călătorim în Moldova. Voi partaja cu prezentarea cu dumneavoastră. So today I will talk to you about all of these previous trends that we've seen in the presentation before and guide you through some ways that we can implement these in our learnings, in our education. Modalități pe care le putem implementa în procesele de învățare, îmbinarea deci biologie și fabricării hibride a textilelor. Deci noi lucrăm în Barcelona și Academia pentru... Când vorbim despre discipline viitoare, putem să ne imaginăm cariere care nu au existat anterior. Ceea ce se întâmplă actualmente, avem noi ocupații pe care nu puteam să le imaginăm, să le avem acum câțiva ani, de exemplu, aplicațiile sau designerii virtuale. Trebuie să facem față și să creăm cadrul, baza pentru persoane ca să învețe, să îmbine aceste noi tehnologii, competențe și este foarte important de a abilita creativitatea, deoarece creativitatea persoanele pot folosi, implementa mai multe idei și este necesar să le încadrăm ca aceste idei să nu fie doar tangibile, să se materializeze, dar să creăm prototipuri. Deci noi spunem persoanele creative au mai multe interese și cum ar putea să îmbine ingineria cu biologia. Programator sau cusătorească, o persoană poate manifesta mai multe interese și să creeze astfel de lucruri noi. De-a lungul anilor am combinat, am îmbinat diferite aspecte în baza funcției de tendințe și
fabricarea digitală, simularea tesăturilor și tehnologiile prin includerea elementelor tehnologice flexibile care pot fi purtate, crearea biomaterialelor de către bioingineri și designul parametric, care înseamnă crearea unui sistem, nu doar a unui produs, produse foarte personalizate. Laboratorul a fost primul laborator de fabricare a textilelor, o rețea disponibilă în toată lumea, oferindu-ne posibilitatea de a călători în întreaga lume și pentru a începe realizarea cercetării în domeniul textilelor. Am organizat expoziții din 2014 prin peza de concursurilor pentru a crearea, prin crearea acestor comunități și de-a lungul anilor am asigurat legătura dintre creatori diversi din diferite laboratoare și am creat o rețea care a generat un program educațional, Fabrica de Mii, care este o călătorie de secția textilelor, fabricării digitale și biologiei. Noi nu credem că educația are limite de vârstă, noi considerăm că învățarea poate avea loc oricând, dacă este curiozitate și dorință, și acest program se orientează către participanții de diferite vârste, de la 18 până la 60 și mai mari. Este foarte important de crearea acestor punți interdisciplinarității pentru a crea o bază fertilă pentru inovație. Programul are 4 domenii: industrie, sustenabilitate, deci modelare zero deșeuri, reciclare, tehnologiile portabile prin crearea biometricii sau comunicarea cu și inovație este prezentarea cât de viabil poate este redarea propunerilor participanților și cum putem crea un business. Avem un program foarte divers, cu diverse subiecte pe care le abordăm și teme. Avem ore foarte intense și ne place foarte mult. Avem bioingineri care lucrează cu sociologi, antropologi și designer, arhitecți. Credem că toate aceste facilități sunt incubatoare ale ideilor și aduc schimbarea. Încă un aspect este că noi am creat educația actualmente. Nu este în instituția de învățământ de lângă, din vecinătate. Noi lucrăm, învățăm online, avem acces la cunoștințele întregii lumi și noi putem avea programe educaționale paralele, putem fi prezenți, avem instructori în întreaga lume. Înainte de COVID, noi eram prezenți în diverse părți ale lumii, în aceste noduri de dezvoltare, bazate pe o infrastructură și experți care și participanți. Este foarte interesant deoarece am creat acea rețea care oferă local acces la infrastructură, mentori și instrumente și
având posibilitatea de a oferi instruiri sau coaching mentorat pentru grupuri de 5 până 10 persoane participanți. Ne-am dorit să modificăm și paradigma. Nu ne-am dorit să fim competitivi, deci să nu ne bazăm pe concurență, ci pe contribuție. Câteva exemple pe care aș vrea să le arăt astăzi, care abordează diverse discipline pe care le creăm. Unul dintre participanții noștri este un pionier care, în cadrul unui proiect, Academia noastră a creat o colecție de pălării tăiate cu laser și integrând aceste dispozitive interactive care pot fi operate printr-un telefon, poți controla interacțiunea cu aceste pălării, chipiuri printr-o aplicație. Un alt exemplu este încălțăminte futuristică ecologică care folosește deci resturi asamblându-le și creând încălțăminte, care a creat această încălțăminte care este complet biodegradabilă. Numește încălțăminte ecofuturistică și, de fapt, actualmente încearcă să colaboreze cu industriile pentru a putea să pună, implementeze aceste designuri în producție și este un exemplu a îmbinării acestor idei și a faptului că noi am crezut în abilitățile lui în a face o schimbare. Și un exemplu de colaborare, noi promovăm colaborarea între participanți la nivel local, în cadrul laboratorului și unul dintre participanți a creat un proiect de cercetare creând aceste rochii denumite garderoba viitorului și vom explica cum în condiții de laborator putem obține aceste deci vopsirea țesăturilor fără utilizarea chimicalelor folosind microorganisme pentru a produce pigmenții colorare pe bază bacterială care implică învățare cunoștințe biologie și învățăm să creăm mici biolaboratoare prietenoase mediului ambient în mici incubatoare sau alte spații. Toate aceste aspecte ne permit să abilităm participanții către învățare și avem un mic video. Sper că puteți vedea și auzi. Este doar imaginea, nu și sunetul. It's okay, I can talk over. Mm-hmm. Yes. It is din păcate este o problemă de conexiune. Este un proiect pe care l-am dezvoltat în colaborare designerii fashion. Și am creat
Entering the studio, and this designer is from France, so it was a picture. Deci designerul este din Franța care a contribuit această colaborare în cadrul proiectului. Deci modalități de vopsire a țesăturii. Și în această colaborare am văzut cu designerii, mi-am dorit să lucrăm cu noile materiale și să promovăm astfel la nivel local utilizarea acestor metode de noi în producție. Este un exemplu de colaborare la scară mică, dar putem să o implementăm în rândul artizanarilor locali. We have, we also promote, promovăm de asemenea aceste tehnologii noi estetice și folosim aceste modalități de fabricare pentru a sparge tradițiile vechi. Fără tehnologii niciodată nu ne-am fi imaginat că aceasta ar fi posibil. Este foarte important să începem să ne gândim la noi lucruri pe care nu ne le-am imaginat în trecut, prin instrumente care ne pot aduce design, dacă să ne fi imaginat cândva că puteam purta, deci, modele din puzzle, dar peste câțiva ani e posibil să avem și astfel de posibilități. Folosim printerul 3D, printarea 3D, pentru a crea aceste țesături, aceste materiale, și am implementat diferite modalități prin 3D printare, accesorii și geometrii. Unul dintre participanți a creat încălțăminte complet printată 3D, care nu a fost un prototip, a apărut în laborator ca produs final. Puteam folosi și purta aceste încălțări. Cred mult în artizanat neo-digital. Și am dezvoltat modalități de a fabrica, utiliza aceste tehnici pentru a implementa în colecțiile avangardiste, colaborări cu designere din Germania. Am creat o colecție de accesorii din ecopiele și genți, rucsacuri, și aceasta nu este producție în masă, ține de domeniul artizanal și de tehnicile pe care le am avut în era medievală, care nu ar trebui uitată, ci prin această disciplină estetică ne poate ajuta să readucem aceste modele în actualitate. Această colecție am însoțit-o cu accesorii printate 3D în metal și aceste am creat această colecție care este în vânzare de bijuterii online. Iar când vorbim despre noi materiale alternative la piele, știm că dacă dorim să facem o schimbare către alte tipuri de piei, este necesar să devenim vegetariene. Dacă nu vom, pentru că nu vom avea, și putem folosi celuloză bacterială pentru a vedea cum o putem folosi la crearea cum putem folosi aceste modalități pentru
proprietățile lor regenerative și cel mai importantă parte, cum aceste discipline promovează cultura și vorbim nu doar despre continuarea la Departamentul de Cercetare și Dezvoltare, vorbim despre partajarea cunoștințelor, democratizare și susținerea acestor tehnologii ca să putem avea fabrici mici la nivel local, în fiecare areal, care ar folosi materiale locale pentru ceea ce am făcut în ultimii 6 ani. Am creat tutoriale, materiale, manuale, publicații disponibile publicului și oferim acces foarte ușor către știință, deoarece am folosit rețete de gătit care de biotehnologii noștri ne-au ajutat să creăm în laboratoare celule noi. Aceasta este o modalitate interesantă de a folosi aceste abordări și în ultimii ani am lucrat mult cu deșeuri organice. Niciodată nu mi-am imaginat că voi lucra atât de mult într-un proiect care a început ca modalitate de a produce biomateriale, cum putem aduce resurse care din materiale care nu mai sunt, pot fi utilizate, adică cum putem reutiliza deșeurile. Și aceasta s-a soldat cu o cercetare de 3 ani. Avem platforme digitale cu pattern, modele pentru tăierea cu laser, care nu scanează șabloane de hârtie, ci le oferim online pe platforma circulară și putem să o adaptăm, este foarte personalizată, prin care definim diverse design-uri pe care sau le putem tipări și tăia, sau putem să le tăiem cu laserul, cu dispozitive de tăiere sensibile direct. Și există mai multe modalități de a folosi aceste, prin diverse tutoriale, ghiduri pas cu pas, cum pot fi folosite laserul la tăiat într-un proiect minunat, care au creat peste 150 de tipuri de genți. Și acest proiect cu reutilizarea deșeurilor a fost și este, fiindcă lucrez în domeniul deșeurilor organice, am luat un premiu european pentru știință și tehnologii și l-am câștigat anul acesta, am creat diverse produse, microcompanii sau IMM-uri care sunt foarte angajate. Aceasta este de la resturi unui restaurant folosit nu pentru a crea produse pentru animale. Și am creat o identitate pentru publicații, materiale de comunicare a acestor proiecte care au folosit deșeuri pentru materiale de informaționale. Designul pentru obiecte artistice din semințe, din semințe de sâmburi de avocado și altele, sau din piele din coajă de portocale, și toate acestea au făcut parte din proiectul anterior, piei create folosind diferite din resturi, ceai, cafea, citrice, și puteți vedea o
paletă naturală obținută. Este un proiect care continuă anual, deci noi predăm aceste discipline, iar aici puteți vedea că Teheran ne poate da toate culorile și doar avem o istorie de 100 de ani de când am sintetizat coloranții sintetici și aceștia au eliminat cunoștințele care erau acum 3000 ani de urmă și actualmente revenim la cele cunoștințe. Deci nu trebuie să lăsăm să treacă fără urmă. Iar acum voi arăta tutorialele pe care le-am creat online. Accesându-le, veți vedea cum puteți obține aceste culori, cum le puteți repeta. Iar acum lucrăm în cadrul unui proiect care se referă la abilitarea femeilor, creându-le competențe, abilități, prin noi tehnici, cunoștințe noi. Este un proiect european și vă invit să-l vedeți. Vom publica multe materiale de instruire, de formare. Este o rețea de la egal la egal între profesioniști. Vă invităm să vă alăturați și să creăm activități împreună cu noi. Să trecem către o rețea bazată pe sustenabilitate prin partajarea cunoștințelor. Cum am putea asigura un grad mai mare de inclusivitate? Aici am încheiat prezentarea. Am câteva minute. Mulțumim foarte mult, Anastasia, pentru prezentare. Continuăm cu următorul vorbitor, șeful laboratorului design și fashion. Isabel este creatoarea și directorul a unui proiect implementat din 2012, care a obținut premiul BID 2020. Isabel a creat modalități noi de a crea noi lucruri prin experimente radicale în experiența sa, prin folosirea contextului hibrid, prin creativitate. Isabel, vă oferim cuvântul. Vă mulțumesc, Carolina. Vă salut pe toți și vă spun că este o plăcere să particip la această conferință și să ascult antevorbitorii. Anastasia, sper să vă vizitez foarte în curând în Barcelona și să vedem aceste multe lucruri comune sau complementare, care le găsesc foarte inspiraționale. Am doar 20 de minute și am selectat câteva studii de caz din proiectul nostru ca parte de proiectul lui Horizon 2020 și am menționat care au fost menționate în prezentările anterioare. I will share the screen already. Și avem o echipă. Just a minute. O clipă să-mi pun prezentarea. So, do you see the screen? Sper că vedeți prezentarea pe ecran. Deci, aceasta este Just
So we already heard about the many technologies. Am auzit despre multiplele tehnologii, materiale, spații disponibile pentru a aduce inovații în industria modei, industria sezonieră a modei. Și acest proiect a început acum 8 ani cu ideea de a crea legătura între acele lumi care nu aveau legătură între ele și încercăm să facem lumea tehnologiilor, modei mai unită. Aici ne-am fost, deci am contractat economiștii fără frontiere care a face legătura cu femeile din regiunea de sud a Peru în zone rurale pentru a le abilita prin design. Pe stânga videoului vedeți realitatea noastră, ne aflăm în Madrid, iar pe dreapta vedeți imagini din acea regiune rurală, Mazo Cruz, din zona Puno. Imaginați-vă că luați avionul către Lima și apoi Culiaca, care este lângă acolo Titicaca. Apoi cu un camion călătorești 8 ore ca să ajungi în acest sat izolat la o altitudine 5.000 de metri și este pe centrul producției al caca din întreaga lume. Aici este una dintre doamne, femei, care este Gloria și a fost facilitatoarea noastră, ajutându-ne să coordonăm întregul proiect. Cu acele femei din acea localitate, care foarte izolată, care cresc aceste animale și sunt foarte mândre de acest lucru. Întregul proiect a încercat să facă legătura, să le viziteze pe toate aceste doamne și vedeți colega noastră aflându-se acolo. Ideea a fost de a ne întâlni cu ele și pentru a le înțelege și nu a crea ceva pentru ele. Noi suntem din Madrid, noi am mers să ne întâlnim cu ele fără să le știm. Am vrut să creăm un proces nou de design modă, nou proces de producție prin integrarea și a cunoștințelor acestor producătoare, persoanelor care se află în spatele acestor articole care le creează. Pentru noi a fost foarte important de a ajunge la acele femei, să le cunoaștem, știam de ele, știem despre artizanii minunați de acolo, care creează niște lucruri fantastice. Pentru noi era important să le vedem, să le cunoaștem ca persoane, să vedem viața lor, ce necesități au și să nu venim cu ipotezele noastre ca producători, designeri, conform modalității noastre obișnuite. Vă invit să accesați acest video, iar aici noi dansăm. Este un moment de a ne conecta cu aceste femei și vedeți trei studente de la ID Madrid care au făcut parte în această misiune de 6 săptămâni. Trăind împreună cu ele, încercând să le înțelegem. So, just I got lost. I don't know why. Un pic m-am pierdut, nu știu de ce. Să zic că voi începe încă o dată. Asta e videoul, îl voi opri. So, do you see the screen again? Vedeți ecranul acum? Da, se vede. Okay, I'm there. So this project was acest proiect a fost despre regândirea procesului de design și mod. Deci când eram acolo, am înțeles că vrem să facem ceva pentru a conecta acești artizani cu designerii și am implementat
un fel de truse de instrumente ca să poată interveni în design și a fost abilitare pentru ei, pentru vedeți, femeia din dreapta e înlăcrimată, deoarece pentru ea era prima dată când cineva a rugat-o să facă ceva pe lângă ceea ce trebuie să facă viața de zi cu zi, să scoale la 4 dimineața, să hrănească animale, să aibă grijă de familie. Deci a fost un moment foarte și foarte special. Acesta este motivul din care continuăm și am spus că trebuie să continuăm acest proiect și am început să elaborăm o platformă pentru a introduce tehnologii, să facem o platformă pentru tricotat, pentru că tot despre lână de alpacă, respectiv produsele și tehnicile sunt cele de împletit de asemenea, pe care se le poate utiliza atât companiile cât și designerii. Procesul ne-a luat vreo 4 ani, pentru că la început vroiam doar să facem o platformă pentru design și tricotat, dar cu timpul am înțeles că trebuie să fie o platformă inclusivă și să fie o tehnologie pe care se poate fi utilizată de, și de femei care niciodată în viață nu au văzut computere și care nu au, de fapt, acces la internet. Deci asta a fost o provocare și asta e versiunea finală a platformei, care e o platformă foarte ușor de utilizat, ușor de înțeles interfața acesteia și noi utilizam tehnicile de tricotare în, la puncte esențiale. Un alt aspect care ne-a părut nouă interesant, o clipă doar, era faptul că am introdus o bază de date atunci și o bază de date adevărată care arăta pe platformă care materiale erau disponibile. În cazul ăsta era lână de la alpacilor de diferite culori. După cum știți, puteți spune fiecare animal odată la un an jumate, știi din timp câte kilograme vor fi disponibile. Așa asta duce la o schimbare mare în designul de mod, de, în general în design, pentru că de regulă designerii sunt deprins să utilizeze materiale care sunt manipulate din punct de vedere industrial și sunt disponibile. Acum avem aceste alte posibilități. Anastasia deja ne-a dat o privire generală bună și aici aveți posibilitatea să avem o bază de date în care poți propriu-zis să vezi ce este disponibil pe partea de materie primă. Și înainte să încep acest proiect, nu mă gândeam așa să... Nu am văzut lână de alpacă și... Eu întotdeauna le vedeam amestecate cu anumite materiale sintetice. Aici era o materie absolut primă, 100% naturală. Și ideea era că să avem o platformă pe unde să poți să vezi ce este disponibil pe planetă. Asta ar face o diferență mare și pentru designeri. Aici aveți, vedeți, ideea platformei tehnologii. Aveți designul care e o imagine digitală. Și vedeți articolul tricotat final. Pentru a face asta, pentru a încerca asta, am creat un colectiv de designeri din Spania. Puteți pe partea stângă, în alb negru, vedeți designerii și artiștii spanioli, pe partea dreaptă vedeți parteneriile lor și când am primit prima colecție, asta a fost o colecție pilot, și poate într-o școală de design tradițională, probabil spune că asta nu funcționează pentru că nu este coordonat, nu există o tematică singură, dar că noi am văzut colecția, am spus că e uimitoare pentru că am spus că sunt 11 istorii, 11 parteneri și 11 istorii separate și ne-a părut destul de interesantă, inclusiv vizionarea colecției de modă. Și am decis să mergem mai departe cu această colecție și din punct de vedere a comunicării și am fost bucuroși să fim invitați la expoziții tradiționale de modă la Paris să prezentăm această colecție care e vizibilă, făcută manual și scoate ierarhie dintre designer și
ne aduce toate mesajele și valorile ca să arătăm lumea dinăuntru sectorului modei, nu doar din exterior. Deci pentru noi a fost important. De aceea am expus atât multe locuri și am explicat și a fost norocos să avem și cumpărători. Și asta mi-a fost uimitor, pentru că eu întotdeauna mă gândeam că standardele industriale sunt părtenitoare și niciodată nu vei cumpăra dacă nu ai certificatele. Sau noi, de exemplu, am utilizat multă lână care nu-i de bebeluș alpaca. Am folosit lână care de la animale, unde nu era de cea mai bună calitate, am amestecat-o pentru a asigura biodiversitatea animalelor. Și toate aceste lucruri au fost înțelese. Nu doar astea, dar în general, aici avem conceptul lansat în Osaka, Tokyo. Tot au înțeles conceptul, proiectul și au decis să facă o expoziție. Știți, în magazinele de modă, de regulă, nu ai mulți metri pătrați unde să expui. De aceea, de regulă, afișezi doar produsele care urmează să fie vândute. Și pentru noi, pentru mine, a fost uimitor să văd că magazinul era gata să investească atât de metri pătrați într-o expoziție, timp de o lună, pentru un proiect. Remi au spus că, de regulă, produsele nu au o istorie în spate. Aici însă era o istorie în spate și erau bucuroși să o împărtășească cu alții. Și eu întotdeauna spun că e interesant de spus ce e în spatele proiectului și astăzi totul a fost despre autenticitate și, de asemenea, am fost norocoși să prezentăm proiectul în diferite locuri. Am câștigat marele premiul de Bienala Designerilor Americani și, în fine, am crezut că vom crea acest proiect ca inspirație, pentru că noi nu suntem un brand. E de Madrid, e un centru educațional. Noi suntem un centru de cercetare și noi suntem norocoși să facem aceste experimente și doar pentru a da inspirație altor branduri, pentru a face primele încercări, primele cercetări despre ce este posibil pe piață, ce este posibil făcând procesul. De asta am decis să mergem cu un pas și mai departe și am selectat și am invitat 11 artiști internaționali să facă parte din proiect și noi suntem foarte bucuroși că ei participă. Bine, noi am selectat 16, 11 au acceptat, ce îmi pare rău, doar una e femeie din ei, dar toți sunt încântători și au împărtășit cu noi unele din lucrările lor de artă. Noi, prin platformă, le-am tradus astăzi modelele digitale. Și asta ar putea fi un fular sau ceva ce poți pui pe perete sau pe canapea, pentru că e cu siguranță ceva de durată, să nu e ceva ce cumperi și pe urmă arunci. Și aceasta e colecția care e produsă acum. Puteți să o vedeți pe mine, vedeți modelul tipărit, pentru că sistemul funcționează. Noi mergem în fondul următor, noi mergem cu un printer normal și după care ele sunt încleiate, pentru că ele sunt tipărite pe foia 4, după care sunt încleiate și sunt lipite și formează tiparul proiectului. Și avem un design, o istorie, este o istorie absolut trasabilă, pentru că ele sunt păstoritele de alpaca, ele vopsesc lână cu ierburi, ele au intervenit în design prin intermediul platformei și puteți să vedeți în mâinile lor că intervenția e foarte sofisticată și ei cumva își adaugă numele sau niște franjuri. Aveau niște franjuri aici, e foarte, foarte drăguț cum ele intervin în proiect. Și arată, de aici avem imagini pe care le utilizăm acum, pe care le folosim pentru comunicare, ca să fim inclusivi. Și iată, acest proiect este cel mai recent proiect, l-am lansat în acest an, absolut online.
am vrut să facem fizic, dar l-am făcut online. Dar din nou, facem ca să adunăm oameni împreună. Am adunat împreună studenți de la IED Spania, de la Academia de Stat Stroganov din Moscova, împreună, într-un grup, ca ei să creeze împreună, să co-creeze un limbaj universal care să definească timpurile astea și eu decis să utilizeze platforma într-un mod absolut diferit. Pentru că la început voiam ei să facă, să facă perechi, un student spaniol, unul rus, cum am lucrat înainte, da, cu acele piese dreptunghiulare, dar ei au decis să proiecteze toate unitățile astea împreună, într-o ordine, ca să nu poți identifica care și ce a făcut. De asemenea, au decis că ulterior artizanii ar putea decide asupra culorilor pe care vrea să le utilizeze pe bază a ceea ce au ei acolo sau, bine, care culori sunt disponibile. Și poate în alte colecții mai au vopsele. Și acest lucru interesant, pentru că vedeți aici cum rolul designerului de modă se poate schimba. Tu pierzi controlul într-un fel, pierzi controlul și pierzi proprietatea și vizibilitatea designului tău, deoarece aici ei fac parte dintr-un design colectiv, cumva, și ei încă nu știu cum va arăta piesa finală. De ce suntem nerădători să vedem ce vor face artizanii și cine vor expedia. Astea sunt unități mari 250x250, asta e cea mai mare dimensiune pe care o permite platforma. Din această cauză au creat două. Așadar, acesta e primul proiect care ne-a oferit nouă despre cum ar putea evolua sectorul, cum s-ar putea schimba rolul designerilor, cum s-ar putea schimba tot sistemul, dacă aduci colaborare, dacă aduci o dimensiune mai orizontală, nu atât de verticală. Și ceea ce imaginăm noi pentru viitor este, așa cum Anastasia povestea mai devreme, să vorbim despre o rețea, persoane care sunt creatori, designeri, alte profesii, alte abilități, ca ei să colaboreze împreună. Spațiile sunt foarte importante. De asemenea, la IED facem parte în următorul proiect, îl elaborăm, crearea unui spațiu pentru creatori de modă și avem nevoie acum de laboratoare noi, unde lumea se întâlnește și lucrează împreună. Nu știu care timpul meu a expirat, nu am verificat bine și de-aia voi încheia aici. Asta e. Nici eu n-am urmărit timpul, întrucât a fost atât de interesant. Isabel, îți mulțumim foarte mult pentru această prezentare uimitoare. Bine, oricum, pot împărtăși cu dumneavoastră și celelalte exemple, pentru că pentru fiecare proiect de la Comisia Europeană, cred că e cel mai bine plătit, adică bugetul, aduce împreună lumea tehnologiei și lumea modei și toate videourile, toate proiectele vor fi publicate online de 2 săptămâni, pentru că proiectul se va încheia și peste 3 ani, adică 3 ani ai proiectului se termină în 2 săptămâni. Deci vă recomand să mergeți pe pagina lor web și să vedeți care sunt cele mai inovative proiecte în domeniul modei în prezent. Vă mulțumim foarte mult, Isabel. Și acum aș vrea să mergem mai departe și voi prezenta următorul vorbitor, Aldo Solazzo, director Numena Italia. De asemenea, dumnealui conduce materialul în robotică și construcții avansate. Aldo conduce o echipă multidisciplinară pentru a defini noi strategii de design informate de aplicații determinate tehnologii. În 2019, dumnealui a numit misiune Stele din Italia. Aldo, ești aici. Bună ziua! Mulțumim pentru prezentare, vă mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere să fiu aici. Sunt
Mă bucur că am fost invitat și acum aș vrea să partajez ecranul și să încep prezentarea. Okay. So. Tell me if you can see the screen. Cred că puteți vedea ecranul. It's okay, we can see it, but yes. Mm-hmm. Excellent. So, I will directly jump. So thanks voi, for your... Așadar, mulțumim pentru vă mulțumesc pentru prezentare. Eu sunt fondatorul Numena, care este o... reprezintă un grup, un cluster de companii care acum acționează în trei domenii diferite și voi vorbi rapid despre ele. De asemenea, sunt directorul Maseratului în robotică și construcții avansate și cultură computerizat în despre, despre care a vorbit Anastasia pe Sofidu și cu această ocazie aș vrea să arăt interconexiunea pe care le activitățile pe care le dezvoltăm în cele trei companii din grupul nostru. Numena se axează mai mult pe implementarea analizei de date și organizarea unor structuri noi ce pot informa deciziile de design și veți putea cât de mult facem noi pentru a aduce soluții de astea la industria textililor, după care vom trece la ferma noastră de printare 3D, nu este la machina, noi o utilizăm pentru a valida și pentru a aplica manufactura și toate componentele și explorarea pe care o facem partea digitală, o punem în practică aici. Și toate acțiunile pe care le desfășurăm sunt strict legate de materiale și capacitatea de a programa materiale și de a le integra în un set specific de comportamente și funcționalități care, la urmă, serveze tuturor de informație pentru tot procesul și împreună finalizăm ceea ce este inovație. După cum ați spus mai devreme, noi suntem o mică echipă, dar avem mulți experți din diferite domenii, cineva din robotică, cineva e designer computațional, cineva e specialist în tehnologie materialelor, dar până la urmă, după cum am spus, toate acțiunile noastre și toate soluțiile pe care încercăm să le formulăm sunt legate de acest studii, precum toți îl conducem, și anume legate de schimbările climatice. Și voi vorbi despre asta rapid, dar e a șaptea oară în istoria planetei noastre, când înregistrăm o schimbare și e prima dată când această schimbare e cauzată nu doar de agenți naturali, ce înseamnă temperatura crește, cum am crescut cu un pic mai mult de un grad în ultimul grad și vedem că schimbarea a fost de între 5-2 grade. Asta ar reprezenta de punctul de neîntoarcere pentru lumea cum o cunoaștem în termen de pact, în termen de echilibru economic-social. Toate aceste schimbări, acest pattern legat de prezența dioxidului de carbon în atmosferă și 96% din studiile ce există astăzi declară faptul că cel mai mult probabil responsabil pentru această schimbare suntem noi, oamenii. Pe de altă parte, există această carte a lui David Wallace Wells, Pământul nepopulabil, nelocuibil, și că avem oportunitatea să începem să ne schimbăm și să redirecționăm implicațiile, consecințele posibile ale acestor condiții de mediu, implementând soluții care vor utiliza tehnologii pentru a reduce efectul prezenței poluării în atmosferă. Așadar, ca societate, noi am început să întreprindem acțiuni pentru a defini unor strategii care să ne aducă pe noi la zero emisiuni. Și toate aceste acțiuni și unele din ele se încadrează în cadrul obiectivelor dezvoltare durabilă, care declară și oferă o serie de soluții pe care noi, ca societate, putem să le declanșăm în multe aspecte și sectoare din viața noastră. Noi, grupul Numena, suntem cel mai mult interesați în conexiunea dintre obiectivul numărul 13 și acțiunile
adică acțiunile destinate să micșoreze emisia de carbon, dar și obiectivul numărul 9, care vrea să implementeze o producere mai sustenabilă. Și acum considerăm că tehnologia materialelor poate prezenta noi oportunități pentru programare și pentru a găsi funcționalitățile materialelor și pentru cumva a declanșa unități care putea apoi ulterior să fie unite, mixate la scară industrială. Și trecând astăzi la soluția pe care noi începem să o definim, am putea începe de la un citat care îmi pare foarte curios, legat de o carte a lui Timothy Morton. Și în această carte, care se numește Fiind ecologic, el vorbește despre date, vorbește despre momentul în care noi trăim, în care refuzul de a recunoaște încălzirea globală există. Și asta e, nu cred în date, de asta că datele nu sunt tangibile, datele se schimbă, ele nu sunt un lucru, dar în același timp datele sunt tot ce avem noi. Și ele, până la urmă, definesc viitorul nostru. Vorbind de date, și noi ne gândim la experiențele pe care le avem noi în compania noastră, asta mai mult în fenomenele urbane și fizice de la sfârșit, să vedem dacă am putea observa și reduce impactul asupra mediului datorită instrumentelor pentru vizualizare de computer și învățare de computere pentru a descrie materiale sau materiale abilitale. Descrierea arhitecturală a mediului, dar până la urmă noi ne scade controlul și cumva reconfigurarea capacităților materialelor și, de fapt, toate aceste abordări față de date pot utiliza experiențe pe care le-am început în anul 2013, nu 14, în legătură cu lumea modei în tehnologia materialelor. În anul 2013 am decis să accentuăm capacitatea Fab Lab să fie convertite în distribuirea producerii și am început să creăm conexiuni cu acțiuni, adică Reshape Futures, platforma noastră pentru diseminarea de cunoștințe și inovații. Noi am început să contactăm inovatori, creatori și să invităm să participe la un concurs pe care îl vom desfășura în multe ediții. După ce, de la acel proiect sau de la evoluția acestui concept, am lansat recent, de un an, împreună cu Patruera, partenerul meu, în această inițiativă, am început Reshape Industry. Acesta e o companie, acțiunile care se referă la implementarea acestor idei, soluții și explorări legate de activitatea digitală în piață. Și, de fapt, ar vrea să încep de la activitatea de bază pe care o implementăm acum. Noi lucrăm cu această tehnologie materialelor care se numește PureTech. PureTech este o soluție care, de fapt, poate aplica o serie de capacități noi în materiale, în textile, pe o mulțime de suprafețe și, de fapt, asta e tehnologia asupra care lucrăm acum, care poate absorbe gaze din atmosferă și poate fi implementată într-o gamă, ca tehnologie poate fi implementată în multe domenii. Este un praf și este mult certificare, mult lucru legat de acest aspect, pentru că atunci când tu descoperi ceva, trebuie să depui efortul ca să transformi invenția într-o inovație, dar trebuie să faci asta începând de la absorbi și de la înțelege care sunt provocările, care se ciocnește industria și după asta adaptare. În ceea ce privește adaptarea trebuie să demonstrezi că soluția de ta poate fi bună implementată, este competitivă ca cost, ca aplicare, ca lanțuri de aprovizionare și producere, și acesta e impactul a ceea ce facem noi în compania noastră.
Cum funcționează acest material? El este o combinație de o serie de minerale naturale care apar din datorită catalizei și fotocatalizei, care permit să catalizeze principalele gaze de seră. Ele nu doar pur și simplu mineralizează dioxid de carbon și oxid de azot, dar și de asemenea e un regulator al umidității și de asemenea are trăsături antimicrobiene și bactericide. Și până la urmă, materialul nostru poate lucra 24 de ore din 24, poate constant absorbi, avea comportament de absorbție constantă și avem o capacitate industrială nelimitată, deoarece toate lucrurile sunt disponibile la această etapă a planului. Din nou, putem aplica această soluție de material într-o gramă foarte largă de lucruri, în vopsele, în textile, în carton, în hârtie, plastic, drumuri, smoală și întotdeauna aplicația trebuie să fie compatibilă cu metodele existente de manufactură și acum haideți să zicem la textile, da? Știți că industria textilelor e una dintre cele mai poluante industriei din lume, poate chiar cea mai. Și iată de aici, vrem să începem redefinirea, inclusiv a rolului pe care îl are această industrie, adăugând un strat nou de durabilitate. Și praful nostru poate, de fapt, inclus în multe stofe, el poate fi integrat prin procesul de vopsire, care se poate fi la nivel de vopsire a lânii, a articolului sau... Și de asemenea, putem evalua efectul stofei noastre în ciclul, făcând o evaluare care îi permite să facă o proiecție a durabilității materialului respectiv. După procesul de vopsire, încă după producția articolului, am estimat că am putea avea peste 50 de cicluri de spălat. Și după aceste cicluri de spălat, noi utilizăm 25% din materialul nostru, avea capacitate de absorbție de 25%. Când este mai avem peste 37.000. Avem aspecte eficiențe a produsului nostru și avem, datorită studiilor, putem face ipoteza despre degradare și, ținând cont de acest fapt, cred că putem crea un impact mare la nivel global dacă acest material va fi introdus în multe articole vestimentare. Și, de fapt, am început să proiectăm deja aceste soluții, să integrăm aceste tehnologii, nu doar în material, partea materialului, dar și să încercăm să jucăm cu mediul digital, să înțelegem acest lucru putea fi comunicat, fie adus mai aproape oamenilor și noi, de fapt, credem că designul, până la urmă, e cel mai important comunicator, devine un instrument care poate fi o manifestare fizică a oportunității și noi considerăm că textilele pot reprezenta și un moment de a aborda și de a împuternici pe toți să facă parte din soluție, începând ceea de la ce credem noi că poate fi o acțiune împotriva schimbărilor climatice. Deci tehnologia noastră va fi integrată nu doar în textile, dar și în plastic. Orice aplicare a soluțiilor PPU, am început să proiectăm în compania noastră o serie de aplicații materiale care, de asemenea, sunt legate mult de deformarea materialelor și producerea de design digital și toate împreună sunt abordate într-un proces creativ de explorare care ne permite cumva să includem capacități noi ale materialelor și până la urmă să generăm stofe și soluții care cumva reprezintă o oportunitate nouă pentru a vorbi despre viitor, despre
un nou sens al ecologiei. Astea sunt unele din iterațiile pe care le facem în diferite articole, diferite soluții, utilizând software care ne permit nu doar pe partea de design, dar și pe partea mecanică. Din cel mai bun punct de vedere, să începem să abordăm și să înțelegem și să facem un analiz lucrurilor și să avem oportunitatea pentru a cumva controla la nivel local transformarea materialelor și să profităm de oportunități care ar putea combinate cu tehnologia. Aici, deci aici am lucrat cu generația primului articol pe care l-am proiectat noi cu compania Numena și la machina și ce am făcut aici? Am încercat să îmbunătățim capacitatea tehnologiei noastre să absorbe dioxid de carbon, că asta cumva declanșează capacitatea de absorbție și asta e aerul. Și aici am simulat o serie de scenarii care erau aspecte care erau integrate în stofă, care erau maximizate sau minimizau capacitatea de absorbție în funcție de unde purtai, unde era integrat pe acest strat nou, această piele nouă. Deci toate astea sunt integrate, codificate în tehnologii noi și sunt proiectate prin această metodă competitivă de simulare CFD. Acest design, deci am colaborat cu mai mulți care doresc să lucreze cu noi la definirea acestor noi estetice de la Laura Pisibete, Maria Garion, Laura Mascal și acum cu compania noastră facem față acestor provocări. Mulți alți designeri care doresc să declanșeze un nou dialog care ulterior ar putea să facă legătura cu aceste aspecte am acestui moment energetic prin care trecem, în care ne aflăm în acest mediu creativ, care partajează cu noi răspunderea pentru includerea acestor elemente în textile, noi soluții de mediu. Acesta este o nouă geacă creată de un designer din Milano care a participat la acest concurs, care a obținut mai multe premii și subliniem un aspect interesant. Deci un citat al lui Bill Gates înainte de divorț. Pentru a evita un dezastru de climat. Deci acest citat spune că noi se referă la responsabilitatea noastră de a continua să creăm materiale într-un mod mai durabil. Aceasta este traiectoria către emisii zero, deci și nu avem altă ieșire. Nu putem să ne oprim, trebuie să continuăm să ajungem la emisii zero. Iar aici facem ce noi în compania noastră, la Machina, astfel de design compozițional și este un ecosistem pe care noi îl explorăm, diverse modalități de creare, de materializarea obiectelor. Compania noastră folosește soluții pur tehnice în ideea de a începe cu corpul și extinderea soluției. Iar aici este ceea ce implementăm noi, creăm decor mobilă, soluții pur tehnice, care pot elimina aceste emisii CO2, care sunt familiare cu mediul nostru, cu starea lumii și incorporarea acestora în lumea modei, un proiect realizat de noi anul trecut,
care creează, deci am creat peste 168 de unități a acestor standuri care incorporează tehnologii pur tehnologice și conform provocărilor tehnologice și face față provocărilor impuse de aceste componente, nu doar perioadei sectorului retail, dar și calitatea și nivelul de securitate necesar. Toate nu doar absorb CO2, dar ne permit introducerea componentelor pentru a le îngloba în Emiratele Arabe. Și am obținut premiul cel mai bun magazin retail, Sneakers, și am participat la expoziția din Dubai cu materialele noastre și fabrica de 3D printer. Deci designer care oferă aceste peisaje frumoase, materiale pur tehnologice, design care creează noi modele, noi forme, care este rezultatul acestor interconexiuni între aceste oportunități digitale. Acestea sunt premiile obținute de noi din 2017, primul premiu de startup, și ultimul a fost din 2020 pentru a reconecta soluțiile noastre de design. Deci cu acțiunile pe care noi proiectăm asupra planetei, sunt departe de noi, avem responsabilitatea de a realiza acțiunile acum pentru a determina un viitor mai bun pe viitor, acesta fiind citatul specialiștilor. Vă mulțumim pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare și pentru că ați acceptat invitația și pentru participare. Acum îl prezint pe Zoe Romano, strategist digital, lector inovației sociale. Zoe creează cursuri, ateliere în e-textile, fabricare digitală în diferite contexte și doamna are experiență vastă în comunicare digitală. Zoe a co-creat WE Makerspace și sper că ea ne va povesti mai mult despre aceasta. Zoe, vă oferim cuvântul. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație de a participa la această conferință și mi-a făcut plăcere să aud colegii cu prezentările foarte interesante pentru a putea reauzi actualizările de la colegii mei. Voi pune prezentarea pe ecran. Ok, can you see it full screen, correct? Yes, thank you. So, today I would like astăzi voi prezenta conceptul modei agile, care leagă noua modalitate de creare cu noua modalitate de producție și această abordare poate deveni alternativă creativă pentru industria textilelor, articolelor durabile, deoarece ei fac o distinție dintre industria modei, fiind implicând inovație, comunicare și multe alte lucruri, dar până la urmă această industrie creează articole. Vă mulțumesc pentru prezentare.
Unele dintre informații, deci m-am implicat în mod, ca activist al modei, din 2005, când am făcut acest faimos, participând la Milan Fashion Week, am putut deci un designer a participat în calendar oficial și l-am folosit pentru a comunica și denunța faptul că mulți așteptări în această industrie din Milano și că există multe un mare impact social și de mediu și aceasta nu afectează doar la nivel de creare, producție, îmbrăcăminții, dar și partea nematerială a modei și puteți găsi multe materiale dacă veți căuta. După aceea, am lucrat în primul proiect european în care a participat Openwear, care reflecta asupra alternativa industriei modei care putea începe cu un brand de surse deschise, care ar putea face brandurile mici mai vizibile și colaborarea și producția să se bazeze pe niște coduri de modă, care sunt niște șabloane pentru noi, este arhiva proiectului nostru. Erau multe discuții referitoare la modalitatea în care micii producători ar putea deveni mai sustenabili, economic și social, deoarece uneori multe persoane încep sau încetează să lucreze pentru brandurile mari, deoarece nu o doresc de mai multe motive și încep brandurile mici, proprii, dar sunt foarte fragili, neavând un ecosistem al lor, o rețea lor. Am început să lucrez pe acest subiect, pe această temă, o modalitate, de a găsi o modalitate prin care putem crea un mediu, un ecosistem pentru producătorii mici din orașe. În colaborare cu Universitatea din Milan, am efectuat un sondaj al Milano și Lombardia și rezultatele sunt în internet. Dacă căutați Passion and Fashion, am vorbit despre calea lucrului la un eveniment, unde am vorbit despre în ce mod sursele deschise pot fi folosite în modă, deoarece moda, industria, deci tradițională, nu este deschisă, deoarece proprietatea intelectuală nu este foarte... Deci aceste modele nu le putem să le protejăm prin dreptul de autor, de ce? Aceasta este o modalitate de a proteja și este brandul este protejat și putem folosi această idee de a crea o nouă abordare față de modă. Acest tip de discurs a apărut cu o serie de cercetători care au reflectat pe marginea felului în care industria modei putea să evolueze într-un cadru care ar fi mai durabil și aceasta este o publicație recentă interesantă pe care vă propun să o citiți. În mod ideal, felul în care văd în care noi lucrăm, cum ne poziționează, în special cu referire la poluarea mediului ambient și a sistemului modii. Dacă ne uităm la ierarhia gestionării deșeurilor, există diverse nivele de gestionare, management a deșeurilor.
și utilizarea fabricării digitale și a producției la scară mică ne poziționează în domenii mai favorabile pe această schemă, deoarece cu fabricarea digitală noi putem investi în acest la solicitarea, deci producerii unor loturi mici. Vorbim despre felul în care noi putem să trecem de la producția în masă la producția, deci de la producția lineară la producția distribuită digital, în sensul în care multe coduri care pot fi transferate fără consum mare de energie și crearea unor fabrici urbane mici, îndeosebi, care pot crea, produce în altă manieră, fără riscul de a avea stocuri de produse înainte de a fi comercializate. Economia lineară a producției în masă caută alternative și devine circulară în ideea modei agile pe care o am. Noi nu atingem nivelul de deșeuri care afectează mediul ambient și nu avem nevoie de a gestiona mari cantități de deșeuri deoarece nu le generăm și în loc să trecem la reutilizarea deșeurilor, deoarece sunt cantități mari de deșeuri ce trebuie reciclate și nu este realistic să o facem la un nivel de producție pe care o avem acum, la care asistăm acum. Această inițiativă de a Fundației Ellen Cartier este o inițiativă precompetitivă care ia împreună toți producătorii, de exemplu, de blugi, și îi pune în situația de a reflecta cum ar putea colabora la crearea de blugi pe baza unui concept circular. Suntem la momentul în care trebuie să redefinim modalitatea de design a îmbrăcăminții și pentru a integra procesul economiei circulare în acest sistem. Acest domeniu de producție de la 4.0, noi avem aceste schimbări principale, ușor de transformat date în obiecte și obiecte de transformat în date, care înlesnește lucrul cu procesele deschise, modularitatea și flexibilitatea producției, care este un plus. Unele dintre procesele de producție pot începe cu un fișier, dar ar putea avea un sistem de fabricare interactiv care poate implica clientul la sfârșitul procesului. Clienții pot să-și personalizeze produsele direct și acesta poate fi integrat în această interfață care permite personalizarea produselor, articolelor de către consumator. Această abordare face foarte interesantă colaborarea cu laboratoarele Fab Lab, deoarece aceste laboratoare nu sunt doar un loc unde putem produce, ci putem crea instrumente proprii pentru a crea produse inovative. Și Anastasia a menționat prin exemplele acele frumoase un proiect la care am lucrat în trecut și aș dori să laud, deci crearea modei cu roboți, trecerea de la 2.0, și vă arăt un filmuleț despre acesta. Am creat
o geantă modulară care poate fi personalizată și după personalizarea printr-o interfață putem folosi dispozitivul robotic care îl creează. Deci este un robot colaborativ, folosim elemente din mașinile de țesut și softul care creează, deci asigură măsurarea, măsoară lungimea fibrelor și putem folosi și ecopiele. Aceasta este interfața care ne permite să alegem forma genței și să o creăm în 40 de minute într-un atelier. Putem crea o microfabrică și acest model de business a fost de a oferi acesta drept serviciu acelor branduri care vor să creeze microfabrici în magazine pentru a-i susține în crearea serviciului și să-i instruim și să-i ajutăm la crearea, la angajarea personalului ca să creeze aceste articole în magazine. Acest concept de modă agilă este compatibilă cu ideea de creare distribuită, producție distribuită, să fie produs atunci și unde clientul necesită aceasta. Putem controla aceste mici fabrici în oriunde, în principalele orașe, în locuri fizice, sau putem să implicăm micii producători care pot face asta pentru voi, utilizând materiale locale. Avem un cod similar și putem avea diverse tipuri de piele oriunde ne aflăm. Aceasta implică diversificarea esteticii și trebuie creat digital parametric pentru a avea similitatea produselor în loc să alegem producția în masă a acestor produse. Acest concept poate merge mână în mână cu ideea economiei circulare, prin care putem transforma crearea deșeilor în de exemplu, din piei reutilizate au creat aceste geci pentru motociclești și putem încerca cu proiectul nostru, putem să ne imaginăm să folosim unele dintre resturi rămășițe din producția de piele. O altă lucru care face parte din conceptul în modă agilă este servitizarea produselor, adică poți să le închiriești, să nu le deții în proprietate. Folosind haine de calitate înaltă, dar dacă avem timp puțin, pot fi reparate și putem să le oferim prin închiriere, care este mai ieftină decât cumpărarea acestor articole. Și acest business model este prezent aici, care permite personalizarea acestei idei în diverse direcții și să o facă mai puțin problematic. Moda agilă, ideea aceasta presupune trecerea din ce în ce mai mult a micilor producători și prestatorilor servicii la felul de producție prietenos mediului și durabil social vorbind, crearea unui produs sau unei serii de produse, putem transforma acest produs într-o platformă fără să cumpărăm și să aruncăm aceste articole, în loc să
în loc, putem menține legătura cu clienții și să trecem de la colecțiile sezoniere la crearea unui catalog care permite substituirea anumitor accesorii, părți ale hainei și să trecem de la producția în masă la producție distribuită local și trecerea de la luxul de a avea lucruri fabricate manual, deoarece digitalizarea ne permite lucruri mai accesibile, iar cele confecționate manual sunt mai costisitoare. Ideea de a avea modalitatea clasică de comercializare, distribuție a produsului, a modei de masă poate fi substituită cu comercializarea online sau locală directă. Trecerea de la capitalul de risc, deoarece deci creditorii caută producții mari, fabrici mari și am putea trece la producători mici, cu creștere mai mici, dar acest business model poate, deci care presupune capitalul de risc, poate deveni foarte agresiv și cere expansiune mai mare. Putem previnde haine și putem crea un soi de articole accesibile, de lux, dar accesibile, cu accesorii, cu elemente, ediție limitată, edițiile limitate în diferite intervale ale anului și activitățile de marketing, deci să nu fie cele tradiționale, în așa mod, deci asta nu se poate întâmpla, nu e posibil dacă nu creăm un ecosistem de acțiuni. Și vă arăt la ce mă refer. Trebuie să existe o relație dintre aceste elemente. Aici încercăm să creăm o schimbare sistemică în felul în care funcționează industria modei și presupune participarea actorilor. Nu este doar să creăm companii durabile dacă nu există actori în jurul dumneavoastră care v-ar susține în acest parcurs. De exemplu, creând spații în Fab Lab, în laboratoare de modă, aici ne-am axat pe design și modă. De exemplu, am susținut crearea laboratorilor, acestor acceleratoare, laboratoare care se deschid și este important să oferim suport din partea actorilor pentru a să susțin inițiativa sau să avem mici întreprinderi pentru care este foarte dificil deosebi să participe la cercetare și dezvoltare, să aibă relații, legături cu micile laboratoarele, acceleratoarele, la crearea noilor business modele, noi modalități de învățare între semeni. Pe de altă parte, este foarte important să creăm modalități noi de transmitere a acestor mesaje, de povestire, de redare vizuală. Este foarte important să creăm modalitatea noastră de redare. Este un, o revistă care oferă vizibilitate micilor producători din oraș, din Milano și din Italia. De exemplu,
este un exemplu de laboratoare care creează pălării manual în afara orașului Milano și aici este un exemplu al unei alt producător mic. Uneori este dificil ca mic producător să ne facem vizibili în Italia și, de exemplu, un alt directoriu, Lotto Zero, a început să creeze un catalog al micilor producători sustenabili din Italia. Lucrez în acest proiect, Centrino, și ideea proiectului este de a aduce la aceeași masă, lucrăm cu municipalitatea din Milano, să le explicăm cum pot susține durabil micii producători, micii designeri din Milano. Ieri am avut un atelier la care am discutat cu autoritățile municipale, mulți producători, actori, reprezentanți din și companiile publice care gestionează deșeurile în Milano, deoarece noi ne-am dorit să promovăm reutilizarea unor materiale și anumite aspecte birocratice, limitări birocratice, nu ne permit. Felul prin care putem deci, asigura că autoritățile locale asigură niște reguli mai puțin stricte sau dure, de exemplu, să reducă timpul de preluare a resurselor din deșeuri și să le reintroducă în procesele pe bază de economie circulară, să creeze noi produse. Aici închei prezentarea și ideea este complexitatea creării unui nou sistem de modă, de producție, înseamnă de nu doar de a crea, ci și de a duce la aceeași masă diversi actori și de a-i pune la curent cu aceste schimbări. Mulțumim, Zoe, pentru prezentare. Cred că acum voi prezenta următorul vorbitor, Maria Lepezan, este expert în transformare digitală, marketing, comunicare, are experiență de lectură în institute de renume. Maria, vă oferim cuvântul. I think you are muted. It's all right. Microfonul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Prezentările sunt foarte interesante, ne așteaptă provocări mari înainte și astăzi vreau să vorbesc despre două subiecte. Primul este imprimarea digitală. Eu voi partaja ecranul meu. De asemenea, ești aici cu unul din colegii tăi, Paolo, și aș vrea să-l prezint și pe el la momentul potrivit. Scuze, Paolo, nu e din cauza că n-am vrut să te prezent, dar din cauza că tu ești în următoarea prezentare. Bine, la momentul potrivit veți ști. Foarte bine. Bine, partajez acum ecranul? Da. Stați o clipă. Săptămâna trecută am schimbat computerul și trebuie să ies din ședință și să intru înapoi. Cer scuze. O clipă va dura. E în regulă. O așteptăm pe Mariel.
Vă rog să așteptăm câteva secunde și reluăm. Te vedem așa. Scuze pentru această problemă tehnică. Mi-a fost furat computerul și a trebuit să setez încă toate aplicațiile. Vedeți acum ecranul meu? So we are going to talk now about. Vom vorbi acum despre o tehnologie care capătă tot mai mult interes pe piață și în industrie în sine. Și asta e imprimarea digitală. Imprimarea digitală, conform revistei Textile Today, este descrisă ca una din cele mai promițătoare evoluții din industria textilă. De fapt, ea capătă o multă mișcare și va fi una din cele mai importante îmbunătățiri legate de sustenabilitate și vom vedea de ce. Toți știți că tipărirea, imprimarea tradițională pe textile utilizează cadre rotative și e un proces complex, foarte poluant, nu oferă rezultatele pe care le poate oferi imprimarea digitală. După cum puteți să vedeți în imagine, imprimarea digitală este acțiunea de a tipări pe stofa albă, exact așa cum tipăriți pe hârtie, pe o foaie albă. Desigur că vorbim aici despre producție, astfel încât avem dispozitive, mașinării foarte mari pentru a face asta. Dar e foarte simplu, tu te parești pe stofa albă și în uzină poți face stoc de stofa albă, rulouri de stofa albă, după care să le utilizezi în funcție de comenzile pe care le primești. Această tehnologie la zi a fost mai utilă pentru crearea de modele, dar acum va fi utilizată în producție mai masivă datorită tehnologiei. Înainte era competitivă doar pentru crearea de mostre sau ordine foarte, comenzi foarte, foarte specifice. Dar după cum putem să vedem, situația s-a schimbat semnificativ odată cu apariția unor noi printere și vopsele. Și acum aș vrea să vă prezint un printer creat de EFI, care e o mașină de producție, după cum puteți să vedeți. Viteza poate crește până la de la 60 până la 90 metri pe minut. Ce s-a fost prezentat cu un an în urmă. So 90 de metri pe minut și poți cu adevărat să integrezi aceste mașini în mod destul de simplu. Ele, desigur că sunt scumpe, dar necesită de mult mai puțin timp de integrare în producție. Desigur că nu trebuie să creați cadre, nu trebuie să reorganizați designurile în funcție de numărul de cadre. Știm noi că în imprimarea oficială poate să trebuiască să ai nevoie până la 8 culori pentru o tipărire obișnuită. Acum MSR face 16 cadre pentru un print foarte scump. Aici poți tipări cu o fotografie, milioane de culori, fără mari limitări. Așa. Oprim asta. Așadar,
Atunci când discutăm despre imprimarea tradițională, vorbim de 8 săptămâni pentru a finaliza și a trece în producție. După cum ziceam, trebuie să creăm cadrele, trebuie întâi toate să luăm imaginea, să separăm culorile, după care să creăm cadrele, apoi spunem toată mașinăria asta în producție. Cu imprimarea digitală, totul e imediat, ca imprimarea pe hârtie. Ai un număr nelimitat de culori și vei avea o integritate vizuală imaginilor. După cum spuneam, poți să iei o imagine care are un volum mare de culori și vei putea retipări exact imaginea așa cum este. Adică vom avea o transmitere de fidelitate înaltă. Vom putea crea toate nuanțele de diferite culori. O posibilitate nouă de asemenea, care e mult mai complexă în cazul imprimării tradiționale, este cu amplasarea motivelor. Adică tu crezi un design cu un motiv amplasat, tu organizezi designurile cum le vrei, de exemplu aici la, pe piept și la poalele rochii, fustii, le amplasezi pe, în sistemul CAD, după care lansezi imprimarea. Pentru a face asta, în metoda tradițională vei pierde mult material, deoarece trebuie să poziționezi modelul pe motiv, după care vei tăia în jurul acestui motiv, de ce vei pierde mult material. Desigur că vorbim și despre un răspuns la răspuns pentru o nouă generație de consumatori care dorește să personalizeze cumpărăturile lor și chiar să co-creeze cumpărăturile sale. Se poate schimbe culorile și am văzut asta în diferite feluri de produse. De asemenea, Nike ar putea face asta, Adidas face asta pentru anumite produse. Așa că poți alegi culoarea, de fapt, poți alegi un aspect diferit al produsului tău și apoi primești livrarea în altă prezentare. Imprimarea digitală face parte din asta. Aceasta îți oferă o personalizare cost eficientă a produsului. De asemenea, aceasta folosește în mare măsură business-ul echipelor sportive, care de asemenea e o afacere mare. Imprimarea digitală oferă companiilor mai multă flexibilitate, deoarece ele pot realiza câteva unități, poate să ajusteze modelul pe parcurs, discutând cu clienții sau eventual cu un focus group, și vor putea prezenta exact un model final. Adică este posibilă mult mai multă flexibilitate și acest fapt de asemenea va permite reducerea deșeurilor în același timp, urmând tendințele existente pe care le cere piața. Acest lucru este important, deoarece durabilitatea, este un lucru pe care toți îl doresc, dar această tehnologie ne oferă posibilitatea să ajungem să atingem și obiectivele companiei, să îndeplinim obiectivele economice. Iată, ăsta e un aspect foarte puternic. Imprimarea digitală reduce volumul de apă necesar pentru imprimarea unui material cu 95%. Adică eu nu vorbesc despre ceva nesemnificativ aici. Asta e un aspect fundamental. Imprimarea tradițională consumă extrem de multă apă, consumă extrem de multă energie. Deci noi vorbim aici, de fapt, nu doar de faptul să fim mai sustenabili, dar vorbim de multă cost-eficiență aici. Adică mult mai puțină apă, mult mai puțină energie consumată. It's a new, it's opening the door also
Asta deschide ușa către un nou business model. Unde vom putea, după cum ziceam mai devreme, urmând acești 5 pași, care arată că poți să creezi un model în 2D, într-un sistem CAD, să adaugi grafica pe acest model pe care vrei să te părești să creezi markerul, să imprimarea pe bucăți, să te părești cu imprimanta digitală pe stof albă, după care tăierea pieselor. Și am să vă arăt un video care ilustrează acest proces. Aici creăm un model în 2D. Putem să generăm și imagine în 3D și îl putem vedea cu imprimare pe el deja. Foarte rapid vom putea defini modelul, după care să definim deci cât de profund, câte culori, vedem, poate include un număr foarte mare de culori, după care îl aplicăm pe maiou, după care să marcăm și după care să tipărim fișierul. Închipuiți-vă, în același rulou de stofă puteți tipări multe modele diferite. Stofa devine ca hârtie albă. Și aici vedem instrumentul de tăiat. Există anumite instrumente de tăiat care vor urma conturul piesei și vor tăia exact, detectând limita dintre culoare, dintre stofa colorată și stofa albă și va tăia exact pe acea margine. Așadar, în rezumat, asta sună ceva fantastic, da? Toți trebuie să meargă în imprimarea digitală. Asta e tehnologia viitorului, cu siguranță. Un punct foarte, desigur, e sustenabilitatea mult mai mare. După cum ziceam, economisește până la 95% de uzul industrial de apă, reduce consumul de energie cu 75%. Și noi trebuie să știm că peste 20% din poluarea industrială a apei, pe plan global, este atribuită colorării și tratării textilelor. Și acest lucru e extrem de important. În caz, dacă alegem imprimarea digitală, vom putea reduce drastic volumul de apă și energie. Poți imprima imagini, șabloane fantastice, nu ai limite la culoare, imagini, fotografii. Poți crea contururi foarte contrastante, pentru că în imprimarea tradițională poți să ai problema de ajustare a cadrelor, adică ar putea să fie deplasat un pic și marginea nu va fi neapărat cea mai contrastantă, așa cum o poți face cu imprimarea digitală. De asemenea, poți imita efectul de textură, poți imita, de exemplu, ceva împletit sau și așa mai departe. Și desigur că are un cost mai mic de setare și viteză de implementare. Dar astea vine cu anumite limitări tehnice. Pentru că aceste limitări tehnice continuă să fie importante. Adică avem o gamă limitată de stofe pe care se poate tipări, imprima. Și așa cum noi tipărim pe partea superioară a stofei albe, vopseaua nu ajunge atât de mult înăuntru stofei albe. Adică după multe spălări, imprimarea ar putea să se spele. Nu e chiar atât de durabilă. De asemenea, e dificil de reprodus culoarea albă.
culoarea de context a stofii este foarte importantă. Nu ajungi la același nivel de vibranță a culorilor. Și după cum putem vedea în imagine de aici, partea reversă, dosul stofii este cam plictisitoare sau chiar albă. Într-un astfel tip de articol nu e bine pentru că vedem, putem vedea dosul stofii, vedem că el e alb. Din moment ce vopseaua nu penetrează atât de mult stofa, nu se integrează foarte bine cu vopseaua. Adică dacă întinzi materialul, poți să vezi fundalul alb al vopselei, al stofei, scuze. Și nu avem economii de scară. Atunci când ai nevoie de tipărit volume foarte mari, este ca și tipărirea unui document, cu mașină rotativă sau de imprimare pe cadre, este mai eficientă ca costuri. Dar imprimarea digitală oferă multe oportunități noi. Și putem să vedem aici că ea este progresiv tot mai atractivă și pentru consumatori și pentru luptătorii pentru mediu. Știți, legile, în special în Europa, sunt tot mai stricte, mai greu de le respectat pentru a îndeplini practicile de durabilitate și asta duce spre tehnologii noi. Și de ce sperăm noi că aceste limitări tehnice vor fi depășite într-o perioadă scurtă de timp. Oricum, astăzi putem avea acces la un business model nou, noi putem crea noi stiluri de design, personalizare, producție la timp și manufactura agilă. De asemenea, am vorbit mult anterior despre materiale noi. Asta oferă posibilitatea de a tipări pe diferite suprafețe, pe lemn, de exemplu, sau altceva, adică poate fi aplicat pe plastic, etc. Și, de asemenea, pe domenii foarte specifice ale unui articol, lucru care nu e posibil cu imprimarea tradițională. Dar mai avem mult de lucrat în acest sens. Echipamentele de imprimare digitală, ele se dezvoltă tot mai mult, dar în legătură cu aceste limitări tehnice astăzi, noi nu suntem gata încă să creăm producție foarte mare și calitate foarte înaltă. Astăzi, imprimarea digitală reprezintă 6% din producția totală. Adică drumul înainte încă este lung pentru a ajunge un nivel maxim de eficiență și pentru a reduce amprenta de mediu. Dar aceasta e o tehnologie nouă, foarte promițătoare, care va veni pe piață curând. Astea fiind spuse, am încheiat aici. Cred că voi opri partajarea acum. Mulțumim, Mariel. Te revedem în 20 de minute, desigur, cu cea de două prezentare cu Paolo de această dată. Acum sunt foarte mândră să anunț cel mai recent curs la Zip House, curs de prototipare în 3D. Și vreau să prezint un video anumite momente din acest curs și acesta e un lucru nou, unic, care se întâmplă la Zip House, de aceea cu adevărat sper că aceste cursuri de prototipare în 3D vor fi implementate într-un mod mai activ în viitorul apropiat. Haideți să savurăm realizările noastre împreună.
let me present you. Also. Permiteți-mi să prezint următoarea vorbitoare locală, una din participanții la acest curs de prototipare 3D, Elena Florea Burduja. Grata la Universitatea Tehnică din Moldova din 2017. Elena este formator la Zip House, unde dumneiei oferă cursuri educaționale la subiectul de tehnologie informaționale în fashion. Elena este specializată în consultarea tinerilor designeri și companiilor locale în utilizarea sistemelor CAD în 2D și 3D. Vă rog, Elena. Salutare tuturor! Mă bucur să fiu parte a acestei minunate conferințe. După prezentarea făcută de Carolina, eu pot trece direct la tema de astăzi și îmi permiteți să fac partajare de ecran. Ușa. Se vede? Da, încă nu, da, este? E bine, da. Da. Tema de azi ce ține de prototiparea 3D în domeniul fashion. Vom încerca să înțelegem care sunt etapele de elaborare a unui produs 3D și cum prototiparea poate fi implementată în industria fashion din Republica Moldova. Se știe că industria modei este în continuă dezvoltare și oferă diverse direcții și tendințe neobișnuite. Una dintre cele mai neobișnuite tendințe este moda digitală. Ce este moda digitală și cum aceasta poate fi utilizată? Atunci când vorbim despre moda digitală, gândul ne duce la crearea virtuală a îmbrăcămintei, utilizând tehnologiile informaționale 3D, ce pot fi utilizat atât în mediul online, cât și offline. Moda digitală ne permite crearea virtuală a prototipurilor, ce nu presupune confecționarea reală. Aici pot fi incluse crearea prototipurilor noilor colecții. Tinerii designeri pot crea colecții industriale, individuale, astfel încât să nu apeleze la ajutorul specialiștilor din domeniu. Dacă colecția nu este acceptată de public sau nu se vor găsi finanțe pentru confecționare, atunci această colecție va rămâne doar colecție virtuală. În cazul când această colecție va primi un feedback pozitiv, atunci vor putea fi confecționate doar acele modele care vor fi acceptate și selectate de public. În criteriul de modă digitală pe online pot fi incluse și prezentările virtuale. Acestea sunt un mod foarte econom de a te afirma ca designer. Ele pot fi modificate și pot fi completate la necesitate. În plus, pot fi vizualizate de nenumărate ori și pot fi accesate din orice colț al lumii. Partea modei digitale pe online este și conținutul rețelelor de socializare. Aici ne referim la crearea unor produse de îmbrăcăminte fantastice, neportabile, care pot fi utilizate pe online. Și, desigur, personalizarea virtuală a utilizatorilor. Deja există diverse platforme care ne permit să procurăm deja produse virtuale. Pentru a crea prototipuri 3D, eu utilizez softul Plot3D, deoarece acesta are un șir de avantaje ca verificarea corectitudinii poziționării pe corpul purtătorului, economisirea timpului de executare a noii colecții, depistarea defectelor și înlăturarea acestora și, desigur, minimizarea cheltuielilor de materii prime pentru crearea unor noi mostre. Când planificăm să confecționăm un produs, inițial
se stabilește care va fi purtătorul și tipul dimensiunea acestuia. Și, desigur, se stabilește care este setul de mărimi în cazul producerii la scară industrială. În acest scop, clotii 3D oferă un set de avatari care format din femei, bărbați și copii, care pot fi accesate și modificate la necesitate. Putem modifica atât caracteristicile dimensionale ale acestora, cât și crearea unor, modificarea unor particularități structurale ale corpului acestuia, cum ar fi apariția unei dizabilități. Construcția tiparilor de bază poate fi elaborată prin patru metode. Prima metodă este elaborarea tiparului conform algoritmului de proiectare printr-o metodă. Este cazul tinerilor designeri care preferă să utilizeze o metodă concretă. Tiparul se execută în fereastra 2D. A doua metodă este metoda de import a tiparilor. Aici ne referim la întreprinderile care deja utilizează sistemele automatizate de proiectare pentru elaborarea documentației de confecționare a unui produs. Tiparul, șablonul, este exportat în formatul de Excel și este importat în CLO3D. A treia metodă este metoda de copiere a tiparului. Aici putem utiliza atât șabloanele obținute prin metoda fotodigitizării, cât și putem să utilizăm niște fotografii care prezintă șabloane corect fotografiate. Și a patra metodă este metoda cea de a obținerea șabloanelor în fereastră 3D prin desenarea direct pe avatar a șablonului necesar. Și aici dorim să remarcăm că metoda poate fi utilizată doar în cazul produselor ajustate pe corp. După elaborarea tiparilor 3D, este necesar de a poziționa reperele în zona apropiată a avatarului, adică aranjăm șabloanele pe puncte de poziționare. Aceste șabloane în 3D sunt aranjate la fel ca și în realitate, în apropierea avatarului. Se execută cusătura acestor detalii și se simulează produsul. Aici avem posibilitatea să depistăm defectele apărute și putem să le înlăturăm. Toate modificările efectuate în 2D imediat apar și în fereastra 3D. După elaborarea, apoi avem posibilitatea de a atribui fiecărui reper câte o țesătură. Softul prezintă o bibliotecă în care deja există stofe ce prezintă proprietăți caracteristice ca compoziția fibroasă, gradul de elasticitate, capacitatea de drapare, structură, greutate specifică, factură și altele. Această bibliotecă poate fi completată cu materiale procurate sau cu alte tipuri de materiale create de noi. De asemenea, aici noi putem plasa diverse logo-uri, printuri, broderii și alte elemente decorative. Softul permite plasarea furniturilor funcționale decorative, plasarea sistemelor de închidere, executarea cusăturilor de garnisire, tratamentul umidotermic, dublarea reperilor pe întreaga porțiune sau doar pe o porțiune mică, ceea ce oferă posibilitatea tinerilor designeri sau în general designerilor să creeze produse individualizate și unice. Atunci când obținem o poziționare corectă a produsului pe corpul avatarului, putem trece la următoarea etapă de gradare și de multiplicare a acestor șabloane.
Aici vorbim despre crearea setului de mărimi, despre introducerea cotelor de gradare și, desigur, vorbim despre efectuarea probelor pe avatarii care au diverse mărimi și înălțimi. Și, desigur, putem crea și încadrări semi-automate pe tipuri de materiale. Pentru a putea prezenta modelele din CLO 3D, este necesar de a efectua un render. Prin render înțelegem crearea unei imagini cu ajutorul tehnologiilor informaționale. Avem posibilitatea să facem o singură poză a unei poziții a avatarului sau putem face de la 4 până la 360 de poze în cazul avatarului care se mișcă circular. Aici avem posibilitatea de asemenea să plasăm lumina și să creăm un background interesant. Și ultima etapă este crearea animației. CLO oferă un set de mișcări care pot fi utilizate, de asemenea noi putem stabili timpul de creare acestei animații și putem să salvăm acest filmuleț în calculatorul nostru. Și dacă ne referim la alte domenii de utilizare a prototipării 3D, un exemplu elocvent este utilizarea softului în procesul de predare la diverse discipline în domeniul fashion, și anume la pregătirea materialelor didactice. Aici sunt câteva modele create de cadrele didactice și de studenții Facultății Textile și Poligrafie. Sunt prezentate modele de produse realizate în cadrul de cadrele didactice în cadrul disciplinii Atelier Design și sunt create mostre de produse pentru proiectele ce se desfășoară în cadrul facultății. Și în final aș vrea să punctez că la obținerea prototipurilor 3D, un exemplu, este necesar să avem un soft, un calculator performant și sunt necesare cunoștințe atât în materiale, cât și în procesul de proiectare și confecționare a produsului de îmbrăcăminte. CLO 3D este un soft performant, însă noi suntem cei care, prin proiectarea corectă a tiparelor de produse și prin introducerea corectă a caracteristicilor materialelor, putem să obținem un produs ce se comportă corect fizic atât pe online cât și în realitate. Vă mulțumesc! Noi îți mulțumim, Elena, pentru așa o prezentare amănunțită. Mă bucur mult că v-a fost desigur cu mare folos acest curs. And now, Mariel, Paolo, I kept Maria Paolo for the last. And yes, please, we are waiting for your să faceți prezentarea. Okay. Very good. So, I will share my screen again. Voi pune prezentarea pe ecran. Can you see my screen? Sper că puteți vedea prezentarea. So we've seen am văzut foarte frumoasă prezentarea ceea ce puteți face cu aplicație 3D. Aceste imagini trebuie să aibă pentru a crea aceste imagini trebuie să avem toate materialele, toate informațiile despre materiale ca să putem felul în care acestea se vor comporta în realitate. Acum vom
vorbi despre aspectele tehnice pentru a înțelege cum putem capta proprietățile materialului și, la sfârșit, Paolo, care face, deci este fondatorul unei companii din Portugalia, ne va explica experiența cum captăm proprietățile materialului, materialelor. Este foarte important să implementăm aceste procese digitale pentru a îmbunătăți în special pentru reducerea emisiilor în industria textilelor, și digitalizarea nu este accelerarea timpului în care produsul ajunge pe piață, dar și de a face procesul de dezvoltare, producerea textilelor și confecțiilor mai durabile. Prin implementarea tehnologiilor 3D, și aceste tehnologii trebuie să implementeze, deci, materiale digitale. Câteva date istorice. De ce am așteptat atât de mult timp pe tehnologiile 3D în industria noastră? Deoarece noi facem lucruri foarte complexe. În 1975 puteam deforma suprafața, genera, integra proprietăți ca elasticitate, viscozitate, plasticitate. Dar era doar începutul. Putem vedea că în alte industrie, precum arhitectura sau producția automobilelor, unde avem, unde, deci, au adoptat sistemul 3D mult mai rapid. În anii 90 noi puteam deja genera nu puteam să creăm scenarii mai complexe, care situația industriei confecțiilor. Și chiar dacă am putea face, noi nu aveam computerele să facă acest lucru. De exemplu, lansăm o simulare și peste ceva timp putem vedea de ce e nevoie de un timp suficient. Progrese semnificative totuși au fost realizate și textilele digitale au loc acum, în special în 3D. Este în continuare schimbare, chiar disruptiv, revoluționar, dar se integrează în procese. Am văzut pentru șablonarea virtuală, pentru a testa rapid ideile de design, și aceasta reduce timpul proceselor, le face mult mai rapide. Pentru a avea vizibilitate mai bună a ideilor, putem testa mult mai multe lucruri, mult mai rapid. De asemenea, avem posibilitatea de a comercializa direct în 3D și să integrăm ideile în comerțul online. Aceasta generează mai puține deșeuri, mai puține cheltuieli de călătorie, de transport, când nu necesită trimiterea, transportarea șabloanelor de mostre, confecții, deoarece durează timp, implică costuri de transport, și creăm proces mai durabil de design. Care ar fi lanțul digital ideal? În primul rând, digitalizarea țesăturilor, și am văzut în prezentările anterioare, înainte de procesul de design, facem prototipul virtual, care poate fi plasat într-un showroom virtual și într-o prezentare virtuală. Cum are loc acest proces? Definim corpul, mărimea pe care vrem să îmbrăcăm, creăm, deci, un șablon 2D pentru producție, după care captăm proprietățile fizice ale materialului.
aceste trei elemente o să vă ofere simulare foarte aproape de realitate, care este fundamental pentru a avea rezultat. Dacă simulările nu sunt adaptate realității, nu vor fi utile și nu vă ajută la nimic. De ce este necesar să avem aici transparența? Când vorbim despre comportamentul și cum arată materialul, deci este un proces complex, deoarece avem niște proprietăți mecanice, greutate, grosime, elasticitate, elongare, rupere, trebuie să se ține cont de aceste proprietăți, volumul, sunt necesare mașini care trebuie să introducă aceste proprietăți într-un sistem. Deci, aceste proprietăți de comportament mecanic, dacă vreți să ne îndoiți pielea sau mătasea, ele se vor comporta diferit. Aceste mașini pot sintetiza informația despre material, să măsoare și simuleze corect în design 3D. Acesta este un exemplu de o mașină care captează aspectul materialului. Îl introducem, acest material, în acest dispozitiv și îl vedem redat pe ecran. Putem să-l repetăm, măsurăm culoarea. Creăm repetarea motivului. Putem realinia, corecta imaginele pentru a genera acest material în mod digital. Acest material este salvat pentru a putea vizualiza în design 3D. Acesta este un aspect. Avem și felul în care arată, deci culoarea, transparența. Deoarece materialul va reflecta diferit lumina, dacă este vorba de mătase sau piele, este necesar să putem integra această informație despre aceste proprietăți pentru a putea avea o simulare realistă. Materialul, la fel, va reacționa la mediul, la lumina, este o simulare a unui material în pânt. Trebuie integrat în mediul său. Trebuie să luăm în calcul modelarea geometrică. Dacă punem o față de masă pe masă, vom avea, va trebui să generăm reacția țesăturii atunci când este pusă pe masă. Trebuie să ținem cont de corpul care urmează să-l îmbrăcăm în mișcare. Cu roșu vedem aici dacă modelul, persoana, se mișcă. Purtând acest confecție, avem aici la umeri, avem o. Deci arată că această haină confecționată dintr-un material, dar va avea un alt fel de a se comporta dacă confecție din alt material și trebuie să ținem cont de aceasta atunci când facem un model care necesită foarte mult timp dacă ne dorim să asigurăm o calitate bună.
pe piață avem un număr în creștere de servicii digitale pentru materiale atunci când ia un material de bază și îl transformă într-un material digital. Aceste servicii sunt folosite de mărci pentru a explora materialele pe care le oferă furnizorii ca să poată crea acces la multe materiale noi și să le vizualizeze pe modelele lor. Aceste servicii pot, la fel, aceste materiale pe care le selectează pot permite să comunice cu furnizorii de mostre, deoarece întotdeauna vom obține un mostră fizică. Aceste servicii sunt folosite de furnizorii de textile pentru a le arăta materialele cu metadate, proprietățile fizice fiind integrate și după ce faceți simulările, puteți comanda de la furnizori aceste tipuri de materiale. Iar acum îi ofer cuvântul lui Paolo Sagadec, care va prezenta în continuare aceste informații. Atunci când vorbim despre integrarea capabilităților, caracteristicilor fizice ale materialelor, cine se ocupă de această industrie? Deci nu este producătorul de confecție și nu are aceste mașini, dispozitive pentru a integra proprietățile și nu neapărat producătorul de textile, deoarece acesta este un proces complex de durată. Paola va prezenta experiența lor în calitate de furnizor de aceste servicii. Paola, vă oferim cuvântul. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Îmi face plăcere să vorbesc despre experiența. Mulțumesc, Mariel, pentru că mi-ai permis să mă alătur prezentării tale. Sunt Paolo Salgado și sunt cofondatorul companiei Samples. Înainte de a o crea, am fost managerul proiectelor de creare digitală în Franța, Italia și la un moment dat am înțeles că industria are nevoie și de cunoștințe pentru a scala crearea digitală. Și am decis să creez compania Samples. Suntem într-un cluster de textile, într-un port al Portugaliei și misiunea noastră este de a adapta industrie la noile tehnologii, la prototiparea digitală și să reducem cu 70% din cheltuielile pe care le generează și să îmbunătățim procesul cu integrarea experienței durabile atunci când arată materiale. Ce am înțeles noi? Industria și tehnologia crește la o viteză mai mare decât industria pe care o poate absorbi și era nevoie de a organiza și de a conduce marcile, furnizorii în acest proces digitalizare și am început atunci când am început cu furnizorii de materiale ca totul începe cu materia primă care va fi transformată în produse și procesul de digitalizare este exact așa. Primii care s-au alăturat la acest proces de digitalizare au fost producătorii de materie primă, care au un rol foarte important în acest proces de transformare digitalizare. Exact atunci când începe procesul nostru, crearea bibliotecii și a încerca să le explicăm industriilor cât de important este să stabilim, să introducem standardele pentru
mostrele digitale, pentru că ei vor fi sursa care le vor oferi în viitor. Nu fac o simulare preciză, dar la început material trebuie să fie corect, vizual și având proprietățile integrate. Aceasta am explicat industriilor, deoarece ei și-au dorit să înceapă procesul de digitalizare, dar nu știau cu ce să încep, cu ce încep. Și noi le-am explicat care este potențialul acestui proces, importanța lor în revoluția aceasta digitalizată. Nu au început procesul cu dacă nu este scalare, și dacă nu este scalare, nu poate fi adaptare. Peste 50.000 de materiale sunt în baza noastră, tot mai mulți furnizori ni se alătură, ne rugându-ne să digitalizăm materialele lor, ca să poată fi oferite clienților lor pentru crearea mostrelor și simulare. Cu alte cuvinte, așteptăm să fie un video. Eu nu-l am, zice Mariela. Acum voi pune de pe ecranul meu un film, filmuleț. So, okay. So just to see, this is an example. Este un exemplu a serviciilor pe care le oferim unor clienți ca să creeze o colecție digitală pe care o vor prezenta la o expoziție de materiale. Deci în Munich, toate caracteristicile compoziției, ne asigurăm să fim o inspirație la etapa creierii colecției, chiar fără a avea mostrele reale. Este un exemplu a primei etape. Deci, pentru materiale bune vom avea bune rezultate. Aceasta este o parte din ceea ce facem și cu ce începem, deoarece, repet, este vorba despre cei care se alătură acestor transformări, și anume sunt furnizorii. Am auzit multe comentarii despre tonele de confecții care sunt aruncate ca deșeuri, dar trebuie să avem o înțelegere a cantităților enorme de deșeuri pe care le creăm. Este un exemplu scurt care are un impact enorm în întregul proces de creare și dezvoltare. Aceasta este activitatea noastră și dacă doriți să aflați mai multe despre noi, accesați site-ul nostru sau trimiteți-ne un e-mail. Suntem mai mult decât gata să oferim detalii despre experiența noastră. Aceasta a fost ceea ce a arătat în prezentările anterioare. Totul este interconectat. Procesul include diverse etape, fiecare etapă cu specificațiile sale care trebuie respectate pentru ca următoarea etapă să atingă rezultate maxime. Ca etapă ulterioară după ce materialele sunt puse la punct. Mulțumim pentru ambele prezentări și acum aș dori să mulțumesc tuturor 76 de participanți care au fost cu noi astăzi la această conferință. Vă mulțumim pentru participare și sperăm că informația de astăzi este o bază importantă pentru toți. Ne vedem la următoarea ediție a
conferinții Fashion din Moldova în 2022. Vă mulțumim și la revedere. Vă mulțumim. Have a nice evening. Și o seară bună.